Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mihaela Bilic avertizează că produsele pe care scrie zero zahăr sunt adesea o păcăleală. Am vorbit și cu specialistul nostru pe zahăr, dar cred că tocmai s-a dus să caute o ciocolățică cu zahăr adevărat. Luca lipsește, da, nu știu unde e. Chiar dacă scrie zero zahăr, spune Mihaela, ele conțin multe calorii. Foarte mulți consumatori mănâncă relaxați dulciuri pe care scrie zero zahăr cu credința că au și zero calorii. Ceea ce nu e adevărat. Greșit. E o mare păcăleală. O să confirm, Luca? Da. Da. Industria alimentară a înțeles că vrem să evităm zahărul. Nu știu cine vrea să evite zahărul. Nu? Nu. Trebuie într-adevăr să-l mai stăvilim. Da. Și atunci a pus pe piață o gamă întreagă de produse cu maltitol. Maltitolul este un alcool de zahăr cu 30% mai puține calorii. Se absorbe mai lent în sânge și nu crește brusc glicemia. E recomandat pentru diabetici și nu pentru slăbit. E prima oară când aud. Deci, uite, o cucerire științifică importantă. Da, deci toate alea și cu zero zahăr. Și diabeticii pot lua o cinzeacă. Deci, eu iau o vișinată cu maltitol, dacă s-ar putea. Deci toate băuturile alea cu zero zahăr, de fapt... Nu, că ci că băuturile sunt bune. Băuturile alimentele sunt, alimentele sunt cu problemă. Da, singurele care sunt ok, spune Mihaela Bilic, sunt băuturile. N-ai în văzut? Ce sens sunt ok? Hai să, uite, vezi că trebuie să caut articolul original inițial. Nu, vă rog frumos să vă documentați înainte. Am văzut așa. Oameni cărora le plac, dar eu nu pot să înțeleg. Da, au, deci băuturile alea cu zero zahăr au dulcele la total altfel. Da, bunica mea, Dumnezeu să ierte, bea cafeaua, avea ceva probleme, nu știu ce avea, și lua, în loc de zahăr avea niște pastile de alea, stevia, de aspartan, da. Nu știu cum se chema. Zaharină se chema. Da, da, avea și o denumire științifică, nu știu. Da. În fine. Și am luat și eu odată o gură din ceva din ce bea acolo și mi s-a făcut rău, am crezut că există ceva mai rău pe lumea asta și am regăsit gustul ăla în sucurile cu zero zahăr. Jur. Păi iată, uite deci ce spune. Deci un gust chimic, nasol, e mai bine nu mai bei, bea apă. Da, da, da. Despre ingrediente, zice, mă rog, apropo de produsele astea care spun că au zero zahăr și nu sunt astea de mâncat, zice. Despre ingrediente nu mai vorbim, între 30 și 40% maltitol, ulei de palmier din plin și un gust dubios. Nu e de mirare că oamenii evită produsele cu îndulcitori. Atenție! Nu sunt acei îndulcitori sintetici care se foloseau pe vremuri, adică zaharină și aspartam. Aha, vezi? Culmea vezi, este că acei îndulcitori chiar au zero calorii și singurele produse în care îi găsiți sunt băuturile răcoritoare. Da. Deci de-aia au gustul ăla de zaharină. N-au nici calorii, n-au nici gust. Pe zaharină. Și eu am încercat să beau ceai odată cu zaharină, o singură dată. Mi-a fost de ajuns. Avea tata săracul, Dumnezeu să-l odinească, era bolnav de inimă și încerca cu zaharină. Și bunica de-aia înseamnă că bea de asta. O mizerie de zaharină aia, pe cuvântul meu, era imposibil de gustat. Adică, deci acum oamenii beau de bună voie în sucuri, dar de ce să mai bei suc? Adică de ce nu bei apă? Sunt unii oameni care mănâncă de bună voie, să știi, am văzut cărnați de mazăre. Serios, și mici. Și mici din mazăre, da. Da. Și pizza din mazăre. Hamburger din mazăre. Se întâmplă foarte multe lucruri greșite. Da, sunt oameni care se iau un gust dobândit. Da, știi că nu le place mâncarea de mazăre, de asta mănâncă mici din mazăre. Nu le place mâncarea de mazăre. Bă, mâncarea de mazăre este foarte bună. E adevărat, dar să mănânci mazăre non-stop. O mâncare de mazăre corectă, cu scăzut așa, pui, da. Cu puiuț făcut lângă, cu un sosuleț de roșii în care și cu mărar, e printre puținele mâncăruri unde accept mărarul ăla. Da. Și cu o linguriță de boia afumată rasă pusă deasupra, cu usturoiaș. Înțelegeți? Plouă în gură, e adevărat. Da, și e zero zahăr. Și zero, nu e chiar zero zahăr, care sucul ăla de tomate. Și sucul de tomate, adică și bulionul, ca să-l echilibrezi, trebuie să pui și puțin zahăr, știi? Și mazărea e și carbohidrant, mi se pare. De-ai, nu cumva. Cred că mazărea e carbohidrat. E interzisă la curele. E dintre alea nasoarele. Nu cred. Din legumele alea care fac damage. Da, da, da. De fapt, nu e carbohidrant, pardon, e proteină. E, că... Nu mai zic carbohidrant, că o să zică lumea că nu știi ce e la carbohidrant. Mai greu din cine că de-aia e dimineață. Carbohidrant? Da, nu, cred că e proteină. Ceva e nasol oricum, adică e dintre legumele pentru care da. Nu noi de asta nu mâncăm mici din mazăre și asta, că, da, nu că putem e... să ne îngreșăm. Putem da, să îngreșăm. Dar în ce fel putem noi să mâncăm legume care să ne placă? Roșii. Românești. Roșii acum, da. Cu brânză, cu telemea. Dacă pui telemea, te-ai dus țeavă în sus. Te îngrași de la roșii cu brânză? Nu. Decât de la... Nu. Și dacă pui și puțin ulei de măsline pe deasupra? Dacă pui și ulei, deja e nasol. Și ce, mănânci cu pâine proaspătă?
Nu cred, că să mănânci roșii, de fapt, cu ceva. Asta e o cură de slăbire bună. O salată de aia de roșii, cu ceapă. Nici, nu fără castraveți, doar ceapă. Mult ulei. Păi ulei. Înțelegi? Ulei te îngrași. Și pâine de aia făcută în casă. Te îngrași cu asta. Și bagi acolo în chestia aia. Da. Slăbești. Băi, eu eram deschis internetul. Astea, rețelele de socializare. Zici că a pornit, a tras cablul la internet. Cumva să știi. A conectat internetul. Îl pornesc tot mai rar. Practic a deschis lucru. Bufetul și a scos internetul, da. A pus pe masă, s-a uitat la el. Primul lucru care mi-a apărut în feed, da. Un cetățean care mânca pepene cu zeamă de lămâie. Da, și vreau bun. Să încerc și eu. Ci că e foarte bun. Tătea pepenele cu bulețe, îi storcea o lămâie pe el. Da. Și îl barbota așa. O să încerc. Și făcea ca toate alea, de ce îi place. Păi și n-ai încercat? Păi n-am încercat că n-aveam lămâie. Pepeneam. Dar lămâie n-aveam. Și frunzulițe de mentă. Asta deja e extra. Da, e dulce acrișor, e un gust dulce acrișor apos, foarte bun. Da. O să încerci. Pepenele poate fi combinat într-o... Ai încercat pepene cu lămâie? Dacă am încercat... Dacă ai încercat, adică dacă ai mâncat vreodată, dacă ai servit pepene cu zeamă de lămâie. Nu mi-aduc aminte. Asta zic, să încercăm. În salată cu diverse chestii, cu brânzică, cu brânzică... Cu brânză e bun. Au venit nepoatele neozeelandeze ale unui prieten acum când am fost la Bișpliz și am mâncat făcut de ele salată de pepene cu ardei iute. Da, cu chili, ți-am zis și eu că ulei și brânză. Ulei n-aș pune, dar puțin chili ulei, și brânză, da. Brânză, pepene și chili. Aha. Șmecher. Corect. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.